întâi de toate aș vrea cu toții să zicem ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și puterea Duhului Sfânt în veci. Amin. Amin. Pentru toate binecuvântările care ni le-a arătat față de noi prin faptul că ca tineri care umblăm mult în lumea aceasta, suntem pe drumuri toată ziua, dar Dumnezeu ne-a dat binecuvântarea să fim în casa Lui în seara aceasta, sănătoși și cu toate binecuvântările din partea Lui. De aceea cred cu toții să zicem binecuvântat să fie El. Amin. Ne stă în fața noastră un capitol des citit la seara tineretului și despre un om al lui Dumnezeu, poate binecuvântat în măsuri care puțini oameni de Scriptură au avut ocazia. Un om care a ajuns să slujească în curtea împăratului, dar și Dumnezeu se folosea de el prin visurile care le avea, prin sfaturile care le dădea și am vrea în seara aceasta să ne uităm cum Daniel a ajuns în poziția aceasta. Ce era viața lui Daniel înainte ca să fie captiv și adus în Babilon? Dacă ne uităm, spune începând de versetul 1, în al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda Nebucanețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Daniel făcea parte din curtea împăratului și din liderii care erau în Iuda atunci. Dacă ne uităm, spune că împăratul, după ce a cucerit Ierusalimul, a cerut ca să-i se aducă câțiva din copiii lui Israel, din neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune, în orice ramură științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limbea caldenilor. Pe timpul acela era un obicei comun ca un împărat, când lua o altă cetate, o altă țară, să iei cu el captivi din copiii împăraților, liderilor, ca nu cumva să se răscoale împotriva lor. Dacă ne uităm, întâmplarea aceasta de fapt era profețită de Isaia lui Ezechia. Dacă deschidem Scriptura la Isaia 39, 5 până la versetul 7, spune în felul următor: Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului oștirilor, iată vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul, și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine pe care îi vei naște ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. De fapt, Ezechia era străbunicului Ioachim. Dacă ne uităm aici, deci înțelegem că Daniel făcea parte din curtea împărătească și a fost dus înaintea lui Nebucanețar ca un prinț de război. Acum întrebarea este, Daniel și ceilalți trei tineri care sunt menționați pe pagina Scripturii, ce au avut ei mai special decât poate ceilalți prinși de război care au fost aduși cu ei? Că ei nu au fost singuri. De fapt, istoria evrească spune că au fost cam 50 de prinși de război care au fost luați înapoi în Babilon. Cum era starea în Iuda în timpul acela? De cum știm toți, când un popor, și era de fapt, se întâmpla asta de multe ori în Israel, când nu asculta de Dumnezeu, Dumnezeu trimitea națiuni împotriva lui ca să-i pedepsească. Și aici s-a întâmplat la fel. De multe ori vorbim despre cum tinerii aceștia au fost, poate șters identitatea în Babilon, cum a menționat și fratele Daniel la început. Dar întrebarea, cum era societatea din care au fost luați ei? Pentru aceasta ne uităm la împăratul care era în timpul acela. Spune versetul 1, în a treilea an al domnirei lui Ioachim. Ioachim era fiul lui Iosia, care era, prin pagine Scripture, ultimul împărat bun care a rămas în Iuda. El a distrus idolii care erau atunci, pe vremurile lui, a încercat să reabiliteze, să aducă înapoi ce însemna slujirea față de Dumnezeu. Dar vedem aici Ioachim ajunge împărat în locul lui și nu era chiar așa. Câteva fapte care făcea Ioachim și care Daniel, fiind în curtea împărătească, desigur le-ar fi văzut. Dacă ne uităm, ne spune în Ieremia 26, cu versetul 23, în felul următor. 26, 20 la 23.
A mai fost însă un om care prorocea în numele Domnului, Urie, fiul lui Shemaia, din Kiriat Yearim. El a prorocit împotriva cetății aceștia și împotriva țării acesteia, tocmai aceleași lucruri ca și Ieremia. Împăratul Ioachim, toți vitejii lui și toate căpetenile lui au auzit cuvintele lui și împăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost înștiințat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit și s-a dus în Egipt. Împăratul Ioachim a trimis niște oameni din Egipt, și anume pe Elnatan, fiul lui Acbor, și pe alții împreună cu el în Egipt. Aceștia au scos din Egipt pe Urie și l-au adus la împăratul Ioachim, care l-a omorât cu sabia și i-a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului. Un al doilea lucru, care probabil Daniel l-ar fi văzut trăind în mijlocul curtei împăratului, îl vedem la Ieremia 36, cu 23 și 24, unde spune în felul următor: îi aduce înainte lui cartea lui Ieremia, iar Ioachim face în felul următor: după ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofatului și l-a aruncat în jeraticul de cărbuni, care a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au însfășiat hainele. Acestea sunt doar 2 întâmplări care sunt rămase în paginile Scripturii despre comportarea lui Ioachim și în curtea în care trăia Daniel. Acum întrebarea este dacă Daniel a crescut într-o societate care era stricată, care nu mai îl sluja pe Dumnezeu, după un împărat care omora proroci, tăia cartea prorocului Ieremia, cum de când el a ajuns în Babilon cu ceilalți 3 tineri, a fost în stare să lupte împotriva și vroiau să facă lor ca să le dea mâncarea aceasta și ei nu au acceptat-o? Biblia nu ne spune direct, dar răspunsul l-am găsit la Proverbe 22 cu versetul 6, care spune în felul următor: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Ce a avut probabil unic Daniel în viața lui, a avut niște părinți care au știut să-l învețe cuvântul lui Dumnezeu. Măcar că atunci împăratul Ioachim era un împărat rău și răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, părinții lui Daniel, măcar că poate erau în curtea împărătească, ei au știut să învețe pe Daniel cuvântul lui Dumnezeu, care mai departe l-a ajutat ca să rămână puternic. De aceea aș vrea ca toți să ne uităm la întâmplarea aceasta și să zicem ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile din Kitchener. Dacă ne uităm și noi, poate nu ne asemănăm ca societatea din Babilon, nu suntem robi în țara asta, nimeni nu a dus aici forțați. Dar dacă ne uităm la Daniel înainte să fie dus rob în Babilon, o societate stricată, care nu avea nimic de făcut cu Dumnezeu, peste care Dumnezeu și-a revărsat mânia, Dumnezeu și acum poate să întărească familii care să învețe copiilor ce vrea Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Dacă ne uităm mai departe, aș vrea să ne uităm acum la 3 lucruri care sistemul acesta babilonian a încercat să impună asupra acestor tineri. Dacă ne uităm, în primul rând, când au fost duși înaintea lui Aspenaz, care era căpetenia famenilor și dregătorilor, în primul rând le-a schimbat identitatea. Ne spune în versetul 7: căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Dacă ne uităm, numele acestea care le-au fost pus la acești tineri nu era la întâmplare. Numele lui Daniel însemna: judecătorul meu este Dumnezeu. Iar când i-a schimbat numele la Belșațar, i-a dat un nume: prințul lui Bel, adică i-a dat un nume după Dumnezeu al Babilonului. Hanania, numele lui înainte însemna: Jehova a arătat favoare, iar i-a schimbat numele în Șadrac, ce însemna iluminat de zeul soarelui. Iarăși a pus un nume care avea o semnificație pentru Dumnezeul cel viu la un Dumnezeu al Babilonului. La Mișail, numele lui însemna: cine este ca Dumnezeu, și l-a schimbat în Meșac: cine este ca Șah,
alt Dumnezeu al Babilonului. Iar lui Azaria la fel, Jehova a ajutat, schimbat în Abednego, care însemna slujitorul lui Nego. Deci, în primul rând, au încercat să le șteargă de la bază numele care aveau, care le-a fost dat de părinților, care erau laude la adresa lui Dumnezeu. Acum ei erau chemați după zeii Babilonului. În al doilea rând, după ce identitatea lor poate a fost schimbată doar la forma numelui, zice în versetul 4 la sfârșit, ei au fost duși ca să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba caldenilor. Aici era o formă de reeducare care vroiau ca să impună asupra lor, să le învețe legile Babilonului, să le învețe cultura lor și să schimbe niște tineri care, când vor crește mai mare, să slujească în curțile împăratului după obiceiurile lor și rânduierile lor. Totuși, vedem că când ajunge la al treilea lucru, aici Daniel și tinerii au spus că este destul, de aici nu se mai poate. Dacă ne uităm la treilea lucru care au încercat să schimbe, este ce mâncau ei. Dacă ne uităm în versetul 5, spune în felul următor, împăratul i-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Totuși, Daniel a avut un răspuns și în versetul 8 spune, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregătorilor să nu-l silească să se spurce. Aici Daniel, învățat de părinții lui, cum am vorbit mai dinainte, aici, de fapt, i-a revenit învățăturile și ce i-au spus părinții lui. Poate până atunci nu se gândea tare serios, era un copil, un tânăr în mijlocul Ierusalimului, dar totuși aici vedem că învățăturile care le-au dat părinții lui l-au ajutat să ia o decizie care mai departe vedem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru aceasta. La timpul acela, dacă refuza porunca care a fost dată, putea să fie omorât, putea să fie pedepsit sau aruncat în stradă. Ceilalți tineri care poate au fost luat împreună cu ei, s-au gândit, de ce să mai ne luptăm? De ce să încercăm și noi? Poate suntem pedepsiți. Și au acceptat mâncarea aceasta care a fost pusă înaintea lor. Dar totuși, acești 4 tineri care au rămas pe paginile Scripturii, nu au agreat. Dacă vedem, mai departe, ne spune în felul următor, pentru că ei nu au acceptat mâncarea aceasta, pentru că Daniel s-a hotărât în mintea lui să nu se spurce de mâncarea aceasta. Vedem cum Dumnezeu i-a binecuvântat. În versetul 9 spune, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bună voință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. În versetul 17, Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales încă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visurile. În versetul 20 spune, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îl găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Pentru, am zice noi, simpla decizii ca să nu iei parte la mâncarea împăratului, care era jertfită idolilor sau poate care conținea lucruri care nu erau permise evreilor, ne spune de la început în versetul 9 că Dumnezeu s-a implicat ca să-i binecuvinteze. Dacă ca tineri în viețile noastre vrem ca Dumnezeu să se implice, vrem binecuvântarea Lui, poate vrem binecuvântări pe pământul acesta sau spirituale, în primul rând trebuie să facem ca Daniel, când a zis în versetul 8, s-a hotărât în mintea lui, de la nivelul minții s-a hotărât că nu vrea să facă nimica cu treaba aceasta care era păcat. Deci zic ca Dumnezeu să ne întărească pe fiecare, să luăm decizii care sunt după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu știe să ne binecuvinteze pe fiecare din noi. Acum, dacă am vorbit cum Babilonul a încercat să șteargă identitatea acestor tineri, cum a încercat să schimbe învățătura lor și a încercat să schimbe mâncarea sau ce consumau ei, întrebarea este pentru noi, care ne este identitatea noastră? Care este învățătura care o căutăm?
care este lucrurile care le consumăm în viața noastră zi de zi ca tineri. Dacă ne uităm în Tit, capitolul 2, de la versetul 11 la 12, spune felul următor. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, treptate și evlavie. Aceste trei caracteristici trebuie să facă identitatea noastră ca tineri creștini. Trebuie să avem cumpătare. Cum este modul în care ne comportăm în lumea aceasta? Cum îmi cheltuie eu timpul meu? Care este modul în care vorbesc? Pe pagina Scripturii ne spune că vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor care vorbim. De aceea zic ca Dumnezeu să ne ajute ca tineri să fim cumpătați. Mai departe, să avem dreptate și evlavie. Care este relația noastră cu cei din prejurul nostru? Care este relația noastră cu Dumnezeu? Este adevărat că biserica face multe lucruri pentru noi. Venim la servici, sunt campuri, sunt foarte multe lucruri care biserica pune la dispoziție ca noi, ca tineri, să putem să creștem spiritual. Dar întrebarea este, ce facem noi pentru noi însuși? Câte ori stătem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Cât de mult timp petrecem ca să citim cuvântul Lui? Câte zile de post ținem înaintea lui Dumnezeu? Sunt frumoase lucrurile acestea căci biserica le face pentru noi. Dar aș vrea ca tineri să ne analizăm în viețile noastre și să ne gândim ce facem noi pentru noi însuși. Daniel a păstrat învățăturile părinților lui și a fost în stare prin aceasta să rămână tare împotriva păcatului care era înaintea lui. De aceea aș zice ca Dumnezeu să ne ajute ca tineri să ne analizăm viețile noastre și să vedem unde putem să facem mai mult pentru Dumnezeu, că sigur sunt locuri la fiecare din noi. În ultimul rând, la încheiere, aș vrea să recit o poezie care vorbește despre atitudinea noastră când auzim cuvântul Domnului. Poate ca tineri venim de ani întregi la Seara Tineretului, ascultăm cuvântul Domnului, dar depinde și modul în care suntem aici prezenți. Stătem, ascultăm și îl aplicăm în viețile noastre sau este ceva doar obișnuit pentru a veni la biserică? Și poezia aceasta descrie atitudinea mai multor oameni când au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Șapte uși. La o ușă cu păcate, cum sunt toate, a bătut încetişor mâna cea cu sfânt fior. A bătut cu bunătate, însă omul cu zăvor era prins de asmodeu într-un somn adânc și greu. Și a bătut din nou la ușă brațul dragostei divine. Cine bate? Cine bate? Eu sunt leul care vine, astăzi mielul blând și mut dat la moarte pentru tine. Pentru mine? Cum se poate? Dar ce crimă am făcut? Eu nu mint, nu fac trafic, casa nimănui nu stric, nu mă bat, nu trag tutun, nu mă cer, nu mă răzbun, eu sunt omul cel mai bun. La biserică mă duc și la Paști, și la Crăciun. Biblia am răsfoit-o de când eram în țânc. Și zicând aceste vorbe, gazda a dormit și mai adânc. Și-a bătut în altă parte călătorul milenar coborât de pe calvar. Este cineva la ușă? Zice o voce cu țăpușă. Eu, cuvântul ce dă har. Cum? Aici, la mine în casă? Eu sunt foarte ocupat, treburile nu mă lasă nici măcar să stau la masă. Mă iertați, dar nu descui. Cine are timp de sfaturi, treaba lui. Și-a bătut Iisus la ușa unui om la fel de rău. Cine-i? Salvatorul tău. Salvator? Eu n-am nevoie. Dacă în cer, în tot înaltul, la Jehova sau la Ioie, e un rai mai sus de stele, nu mă duc purtat de altul, ci cu aripile mele. Și-a bătut la altă ușă mâna marelui proscris. Ușa s-a întredeschis. Cine-i și cu ce dorință?
Sunt de Tatăl meu trimis ca să vă aduc salvare prin credință, cum profeții au prezis. Dar credința nu era, dar de-i vorba de căință, eu nu lăs tradița mea, datina cea bătrânească, paștele cu miel, cu pască, anul nou cu baclava, pește la bunăvestire. Uite, asta-i mântuire, să mă lăs ca rătăcisii de atâtea vechi tradiții, de petreceri, bună oară, de o minciună necesară, de o glumă, de o țigară și de tot ce se ivește, să se lase cine o vrea, îl privește. Eu nu lăs credința mea. Și din nou acel ce învie a bătut la alt cămin. O, stăpânul meu divin, ce înaltă bucurie! Ai venit din Empireu ca să vizitezi întreagăt un nevrednic cum sunt eu. Uite, îți sărut sandala ca Maria din Magdala după cum ți se cuvine. Și acum du-te în parte vestea bună mai departe și mai vino pe la mine. Și s-a dus Iisus să bată cu același dor în piept la o ușă îndepărtată. Domnul meu, de când te aștept? Vino că ți-am pregătit o odaie miresmată, cea mai bună încăpere cu fotolii și lăcere, ca să stăm mai mult, mai mult. Tu să-mi tâlcuiești mistere, eu să stau să te ascult. Intră dar lumină vie, fagure de mângâiere, însă n-a țitit prin casă ochii tăi din alte sfere, căci e atâta murdărie prin unghiere. Iar la urmă călătorul a bătut la un pritvor, prin paianjenișuri sumbre și prin fum amețitor se strâni un joc de umbre. Se auzi un geamăt, ajutor, ajutor, Doamne, hoții mă sugrumă, uite-mă cum mă legară, casa mea era un templu, un Eden odinioară, dar prietenii cu basm au știut să mă îmbrâncească în orgie și în viciu și din templu meu făcură o tavernă și un ospiciu. Vino, Doamne, dă-i afară! Și Iisus, luând în mână bici de funii și curele, iată-l, faci un lanț cu ele. Sare ușa din țâțână, cade lanțul pe podele, fug ca șerpi prin țărână toți prietenii de rele, fuga, pofta și trufia, furtișagul și beția, împuibarea și mândria, fug și fug pe totdeauna. Doamne, sunt salvat, sunt liber, casa mea ia ta toată, nu mai pleci de aici, Iisuse, niciodată. Schimbă totul cum îți place, fă ce vrei, dar nu mai pleci. Fericit și plin de pace, Domnul iute își sumete mânicile lui de in. Zboară sticlele de vin, vestejitele buchete, scrumuiere și brichete, toată spuma de venin. Da, a fost învins dușmanul, se înalță în soare schele, sub luciri de baionete, bate, bate târnăcopul în perete. Lumea plină de mirare, trecători, prieteni, rude, toți se întreabă, ce-o fi oare? Iar zidarul le răspunde, deocamdată, demolare. Amin. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toți să avem atenție la cum ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Amin.